Salutare, prieten! Atunci când ai un Android și te gândești să pui ceva smart pe mâna ta, ai o grămadă de opțiuni. Poți merge, de exemplu, pe varianta unui fitness tracker, dacă nu vrei să cheltui tare mult și ai nevoie de ceva care să-ți bâzie pentru notificări și să-ți numere pașii. Sau dacă nu-ți place cum arată, poți alege același funcțional, doar că sub forma unui ceas. Însă, dacă vrei ceva care să fie așa suflet și microschemă împreună cu smartphone-ul tău, ai nevoie de ceva pe Android sau mai exact pe Wear OS. Așa s-a întâmplat în ultimii ani că Samsung a ținut cumva neoficial monopolul pe direcția asta, având unicele opțiuni cât de cât capabile și ok ca preț inclusiv. Așa că trebuia noi să ne așteptăm la un concurent pe măsură de la Tataie, adică de la Google. Astfel că acum avem două smartwatch-uri pe Wear OS complete și foarte bune. Astăzi vorbim despre noul Samsung Galaxy Watch 5 versus Google Pixel Watch. Să vedem care e mai bun. Hai, eu o să încep eu cu teoriile mele din nou. Atunci când ești în căutarea unui device smart pe mâna ta, este cert că nu le poți avea pe toate, dar există 3 piloni de bază. Pe de o parte avem funcții smart, aplicații și integrarea cu smartphone-ul. Pe de altă parte avem posibilități fitness avansate. Iar al treilea cerc este autonomia. Ai ceasurile Huawei, Mi Band-urile, Amazfit-urile de la Xiaomi care te țin și o săptămână, au autonomie mare, sunt bune la sport, dar fără cine știe ce aplicații și funcții smart. Sau de exemplu la intersectarea unui ecosistem cu multe posibilități, cu senzori și funcțional sport cât de cât dezvoltat, găsești Galaxy Watch-ul sau, mai nou, uite acest Pixel Watch. Ceva uite aici, la mijloc, care să le aibă pe toate, deocamdată nu există nici pentru iOS, nici pentru Android. Până nu demult, unica opțiune asemănătoare ca idee Apple Watch-ului, doar că pentru Android, erau Galaxy Watch-urile de la Samsung. Experiența o poți câștiga doar în timp și se vede că băieții ăștia o au. Galaxy Watch 5 ca design este practic identic cu cel de anul trecut, în timp ce Pixel Watch-ul vine cu o abordare mai individuală a la Google. Vorbind strict de aspect, ambele smartwatch-uri arată destul de bine, eu i-am dat tare mult hate acestui Pixel Watch la lansare și până la lansare, însă, în realitate, arată destul de drăguț. Și totuși, Samsung Galaxy Watch are câteva avantaje foarte importante. Elementar, curelușele au un mecanism clasic de prindere. Lățime de 20 de mm, deci cu siguranță găsești o varietate mai mare și mai ieftine. Pixelul a mers pe ideea Apple Watch-ului având un mecanism de prindere individual care, dacă sincer, arată cam complicat și nu sigur că e așa de nădejde. Alt punct este legat de mărime. Samsung-ul îl poți alege în versiuni de 40 sau 44 de mm, cum este și cel pe care l-am testat. Pixel Watch-ul are o singură versiune de 41 de mm care arată super bine la mine pe mână, dar pentru unii va părea ca o jucărie. Și dacă tot vorbim de varietate, Galaxy Watch 5 vine în tocmai 4 nuanțe foarte tari, în timp ce Pixel Watch-ul are doar versiunea neagră. Dar există un motiv bine întemeiat pentru asta. Să ascundă cât mai bine marginile groase. În realitate, display-ul de pe Pixel Watch este destul de mic, dar această formă plus faptul că în sistem peste tot ai interfața neagră, chiar și cadranele evită la maxim marginile, ecranul este OLED, respectiv îți creează impresia că marginile sunt chiar foarte ok și sincer m-am prins că lucrează. Observi diferența atunci când deschizi vreo notificare sau le pui alături și înțelegi că Samsung-ul are un display mai mare chiar și în versiunea aia mică de 40 de mm. Dar să nu ne facem iluzii, Galaxy Watch 5 nu are margini cu mult mai subțiri. Pur și simplu ele au o utilitate, având acest bezel rotitor digital cu ajutorul căruia interacționezi prin meniuri. Pixel Watch-ul a mers pe ideea acestei coronițe cu ajutorul căreia navighezi prin sistem foarte receptivă tactil. Apropo, anume haptic feedback-ul, trebuie să recunosc, la Pixel este cu mult peste Samsung. Are așa un vibe ca haptic engine-ul de pe Apple Watch. Vorbind anume de calitatea display-urilor, ambele sunt niște AMOLED-uri super ok cu maxim luminozitate de 1000 de niți, deci seamănă destul de tare inclusiv și la culori. Însă deasupra display-urilor avem iarăși o diferență foarte importantă. Google Pixel Watch vine cu acoperire Gorilla Glass 5, în timp ce Samsung Galaxy Watch 5 are în premieră sticlă din safir, care este cu mult mai rezistentă la lovituri și mai ales la zgârieturi, iar luând în calcul forma asta super rotunjită a Pixel Watch-ului, atunci când îl anii de vreun perete, riscul e destul de mare. Da, Pixel Watch-ul are la bază oțel față de aluminiu pe Samsung, însă care-i sensul dacă toate loviturile oricum le va primi sticla? Să
Să vorbim un pic și de software. Ambele ceasuri rulează ultima versiune de Wear OS, doar că Samsung, la fel ca la telefoane, are propria interfață, propriul skin, așa că vine cu un pic alt aranjament. De exemplu, la Samsung vezi lista de aplicații doar cu un swipe, la Pixel apeși pe Crown. Ambele au o integrare totală cu serviciile Google, dar evident la Pixel ele sunt împinse mai în față. Comunică parcă mai bine. Asistentul Google este mai receptiv. La Samsung trebuie să te joci un pic. De exemplu, implicit e pus în genere Bixby. Însă totul se rezolvă. Ca experiență, dacă sincer, nu am văzut chestii care ar putea fi un deal breaker. Cadrane sunt destule la ambele, dar poți instala o grămadă din Play Store. Dacă este să vorbim de cum se mișcă, chiar dacă Pixel Watch-ul are un procesor mai slab, tot făcut de Samsung apropo, compensează cu mai mult RAM, 2 GB față de 1.5. Nu am văzut careva frânări la niciunul din ceasuri, în schimb bug-uri anume la Pixel. Au fost cazuri când mă punea repetat să trec procedura de setare a electrocardiogramei sau o oprea pur și simplu la jumate, chestii din astea. În general, ceea ce ține de sport, situația este următoarea. Dacă vă mai aduceți aminte, Google acum câțiva ani a cumpărat renumita companie Fitbit. Și, ca de obicei, pe spinarea altora lansează atât produse hardware cât și soluții software. Tot ce este legat de sport la Pixel Watch e făcut prin prisma aplicației Fitbit. Băieții au o reputație imensă în ceea ce ține de gadgeturi, dar și software pentru sport. Ai multe date afișate foarte clar și simplu. Samsung se bazează pe Samsung Health, evident, care la fel oferă destul de multă informație. În general, dacă ai nevoie de informații pur și simplu așa basic despre sănătate și sport, ambele au destule date. Doar că Fitbit, fiind un serviciu, are și opțiunea Fitbit Premium, care îți oferă și informații mai detaliate legat de somn și mai multe posibilități, antrenamente personalizate, sfaturi. Cu Pixel Watch primești 6 luni gratuit. Dar, în general, eu cred că aici contează mai mult preferințele fiecărui utilizator. Poate unii, în genere, vor să plătească pentru Strava de pe oricare ceas. Dacă este să vorbim de senzori, ambele, pe lângă senzorii standard de puls, au și pentru electrocardiogramă și pentru SPO2, adică măsurarea nivelului de oxigen în sânge, dar, ca de obicei, fiecare producător trage plapuma spre partea lui. Astfel că, dacă conectezi ceasul cu un telefon de alt brand, va trebui să te joci cu APK-urile, în cazul în care Samsung cu Samsung, Pixel cu Pixel, totul e ok. Dar, spre exemplu, eu, cum sunt de Republica Moldova, mulți senzori sunt blocați chiar și pe regiune, așa că oricum ai de lucru un pic cu instalarea APK-urilor. Dar chiar și așa, când totul este ok, există unele chestii care mi se par stranii. De exemplu, Galaxy Watch-ul a fost deja lansat acum jumate de an, a fost lansat cu senzor pentru temperatură, dar el nici până acum nu e activ. La Pixel Watch aceeași situație cu SPO2, el îl are, însă deocamdată nu l-au activat. Care e sensul că le prezintă idei, nu? Deci, ceea ce ține de sport, eu am făcut câteva teste comparative și am rămas surprins să văd cât de exact este Pixel Watch-ul. Numărul de pași este mai corect față de Galaxy Watch, pulsul la fel, dar mai ales GPS-ul. Pe această hartă eu am suprapus semnalul de la ambele și se vede cum Samsung-ul o ia din start prin arătură. Asta pe lângă faptul că a prins semnalul mult mai greu. Pentru a mă convinge că asta nu-i doar o simplă eroare, am pornit o sesiune de ciclism, pe care am făcut-o cu mașina, era frig, așa că nu mă judecați. Concluzia este importantă. GPS-ul iarăși nu a lucrat tare exact, dar priviți aici ce puls mi-arată Galaxy Watch-ul. 140 de bătăi pe minut mergând la volan? Mă credeți sau nu, dar eu nu merg ca Dominic Toretto. Deci, ideea este că dacă vrei date exacte, Pixel Watch-ul este în față. Și unul din cele mai importante subiecte, l-am lăsat la sfârșit, autonomia. Deja știm, astea nu sunt ceasuri care să te țină cu săptămânile, dar Galaxy Watch-ul, în caz că nu prea faci workout-uri, te ține o zi jumate. Pixel Watch-ul e acolo la limită doar cu o zi. E clar că la ambele cel mai logic este să le încarci în fiecare seară, însă pentru cei care, de exemplu, fac tracking al somnului, Galaxy Watch-ul pare o variantă mai ok. Dar, nu știu, eu personal nu obișnuiesc să fac asta. Ca o concluzie, uitându-mă la ambele, se vede imediat că Samsung are mai multă experiență. Galaxy Watch-urile, de-a lungul ultimilor ani, au reușit să ajungă la o perfecțiune cât de cât în domeniul lor. Însă, pentru prima generație, Pixel Watch-ul ăsta, într-adevăr, este un adversar pe măsură. Eu doar tare sper ca Google să nu închidă proiectul după un an, tot așa cum fac cu restul. În general, după abordare, Google este destul de serios. Senzorii de aici lucrează foarte exact, măsurători cum trebuie. Asta e și o parte datorită Fitbit-ului, evident. Însă, atunci când vine vorba de alegere dintre astea două, eu cred că un factor decisiv este și felul cum arată. Până la urmă, astea sunt niște accesorii, nu?
Dacă mă întrebați pe mine, eu totuși o să merg în continuare pe Galaxy Watch, pentru că este și mai compatibil cu alte curelușe, îmi place și mai tare cum arată, însă voi acolo mai jos în comentarii scrieți ce alegeți dintre astea două. Nu uitați să dați neapărat și un like acolo mai jos pentru algoritm. Cu voi a fost Vico. Toate bune!